Amin. Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. Iubiți credincioși, iată ne-a ajuns cu ajutorul Bunului Dumnezeu și a Maicii Domnului, în Duminica 10-a, după pogorârea Sfântului Duh, în care vedem că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi, ne prezintă minunea vindecării copilului lunatic, care pătimea rău și cuprins de un duh necurat, care de multe ori l-a aruncat în apă și de multe ori în foc. Această minune, iubiții mei, trebuie să știm că în mod cronologic sau istoric a avut loc imediat după ce Mântuitorul Iisus Hristos a coborât de pe muntele Taborului, după ce s-a schimbat la față, în fața Sfinților Săi ucenici și apostoli. Iar în acest timp, cât Mântuitorul Iisus Hristos a aflat pe Tabor, împreună cu Petru, Iacob și Ioan, ceilalți ucenici au rămas la poalele muntelui și atunci a venit acest tată, acestui copil bolnav și chinuit de demoni și i-au rugat pe ucenicii Mântuitorului ca să-l vindece și ei n-au putut. Dar venind Mântuitorul Iisus Hristos coborând de pe munte, a alergat tatăl copilului la Mântuitorul Iisus Hristos și l-a rugat: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. Vedem aici că tatăl copilului suferea mai mult pentru boala și pentru chinurile pe care le avea fiul său. Și vedem că fiul său nici nu mai putea să se roage, nu mai avea voință liberă, nu mai era liber să facă ce voiește, fiindcă demonul îl chinuia și dorea cu orice preț ca să-l ucidă. De aceea l-a aruncat în foc și în apă. Tatăl copilului disperat, văzând că ucenicii Mântuitorului nu l-au putut ajuta pe copil, el a îngenunchiat, ne spune Evanghelia de astăzi, în fața Mântuitorului Iisus Hristos și l-a rugat ca să vindece pe copilul său. Vedem aici, iubiții mei, că tatăl copilului s-a identificat cu suferința fiului său și dorea cu tot din adinsul ca să fie vindecat și să devină și el, copilul său, un om normal ca toți oamenii. Însă vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu îi răspunde imediat rugăciunii sau dorinței tatălui copilului, fiindcă el, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce tatăl copilului i-a zis că l-a adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos răspunde printr-un reproș, zicând: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Vedem aici că Mântuitorul Iisus Hristos, ca fiu al lui Dumnezeu, ca cel care cunoștea inimile și gândurile cele ascunse ale oamenilor, și care cunoștea credința îndoielnică sau puțina credință
care o aveau oamenii conaționalii săi, dar printre care oarecum se numărau și ucenicii Mântuitorului, fiindcă nu erau îmbrăcați cu putere de sus ca să facă minuni și să vindece bolile și neputințele în popor, fiindcă ei încă nu fusese retrimiți de Mântuitorul să facă acest lucru. Să nu înțeleagă cineva că acest reproș l-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, cum am face noi, am reproșa celorlalți care ne supără sau ne necăjesc. Și l-a dorit să atragă atenția tuturor celor care erau de față și l-ascultau și celor care erau prezenți împreună cu tatăl copilului și cu ucenicii săi și care și ei toți, cu toții se numărau printre cei care erau neam necredincios și îndărătnic. Așa cum în marea majoritate a istoriei poporului evreu vedem din Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament că foarte adesea, de multe ori, neamul evreiesc se comporta cu îndărătnicie față de alți oameni, față de celelalte popoare, păgâne sau de multe ori chiar și față de Dumnezeu. Ceea ce nu s-a pierdut nici până astăzi, că mulți dintre noi creștini facem aceleași lucruri, că ce este mai ușor, a reproșa sau a te ruga, a cere imposibilul cuiva sau a te întâla pe tine că ești drept și ți se cuvine ca Dumnezeu să te ajute, să-ți ajute și să-ți răspunde imediat ca la comandă, că nu ai păsat pe buton la rugăciunile sau la dorințele tale. Nici de cum, iubiții mei, nu se poate întâmpla acest lucru. Fiindcă tot Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne spune, răspunzând întrebării ucenicilor, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a vindecat copilul și s-a făcut sănătos, iar demonul a ieșit din el, ucenicii l-au luat deoparte pe Mântuitorul Iisus Hristos, ne spune Evanghelia de astăzi, și l-au întrebat de ce noi n-am putut să-l scoatem. Și Mântuitorul adaugă a doua oară, pentru puțina voastră credință. De data aceasta nu mai spune ucenicilor pentru necredința voastră, ci pentru puțina voastră credință. Și apoi adaugă Mântuitorul Iisus Hristos că acest neam de demoni nu este decât cu rugăciune și cu post. Iată de ce Evanghelia de astăzi, prin gura Mântuitorului Iisus Hristos, ne învață și pe noi, toți creștinii, că numai prin rugăciune și prin post putem să biruim ispitele, necazurile acestei vieți. Numai cu rugăciune și cu post putem să biruim bolile care ne supără și ne necăjesc în viața aceasta, fiindcă foarte adesea, foarte multe boli ne cuprind și devinem neputincioși. Și de cele mai multe ori, omul bolnav nici nu se mai poate ruga așa cum ar trebui să se roage. Și vedem aici, în Evanghelia de astăzi, că tatăl copilului lunatic și bolnav, cuprins de demon, s-a făcut omul rugăciunii pentru fiul său. De aceea Evanghelia de astăzi ne învață și pe noi toți ca să ne rugăm nu doar pentru noi înșine, ci și pentru cei care nu se mai pot ruga, pentru cei care sunt bolnavi sau cuprinși de demoni, fiindcă și astăzi, din când în când, mai vedem oameni cuprinși de duhuri rele și chinuiți de demoni. Și
Și noi avem datoria de a ne ruga ca Dumnezeu să-i scape de chinurile demonice. Dar mai ales avem datoria să ne rugăm și pentru cei care sunt bolnavi și în suferință. Fiindcă vedem că Mântuitorul Iisus Hristos în toată activitatea sa misiunea pe pământ, de când a început propovăduirea și de la Sfintele și Mântuitoarele sale patrie, oriunde a mers în Țara Sfântă sau în afara hotarelor ei, n-a făcut nimic altceva decât să învețe poporul și să vindece și să tămăduiască orice boală și orice neputință în popor. El, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, cât a fost printre noi oamenii, deși puțin timp pe pământ, nu a putut să suporte ca oamenii să fie bolnavi, ca oamenii să fie cuprinși și chinuiți de demoni. De aceea, acum câteva duminici în urmă, am văzut cum a vindecat pe cei doi îndrăciți din Ținutul Gadarenilor, care erau chinuiți de demoni și nici măcar nu mai locuiau în case sau în cetate, ci locuiau prin morminte și prin locuri pustii și nici măcar haine nu mai putea purtau, fiindcă nu mai simțeau nici arșița zilei, nici frigul noaptea. Așa transformă demonul simțurile omului, încât nu mai simte nimic decât chinurile demonice. Și acestea se întâmplă uneori în viața unor oameni, pentru ca să ne atragă atenția că avem datoria să ne rugăm pentru toți aceștia, dar mai ales să ne atragă atenția cât de mult urăște demonul pe oameni. Cât de mult demonul urăște pe oameni și dorește chiar să-i ucidă, așa cum am văzut în Evanghelia de astăzi, referindu-se la copilul lunat care de multe ori l-a aruncat când l-a apucat demonul în foc și în apă. Și cu toate acestea n-a reușit să-l dea, fiindcă demonul nu este îngăduit de Dumnezeu ca să ucidă, să poată să facă el ce vrea din oameni, deși pe mulți îi chinuie. Și dacă nu-i chinuie direct, pe mulți ne chinuie cu patimile, cu păcatele, cu poftele, cu beția, cu dezvăzul, cu toate păcatele care ne stăpânesc astăzi pe noi oameni în lumea aceasta în care trăim. De aceea vedem că acum mai mult ca oricând este nevoie de rugăciunea a unora pentru ceilalți sau unii pentru alții. De aceea biserica la slujbele ei comune spune la ectenii pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Deci ne învață biserica în rugăciune de obștești ca să ne rugăm unii pentru alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, fiindcă viața noastră am primit-o în dar de la El, fiindcă nu era obligatoriu să existe. Dacă Dumnezeu ne-a chemat la viață, noi trebuie să-i mulțumim prin rugăciune. Și dacă dorim să biruim patimile și demonii, atunci să învățăm să ne rugăm și să postim. Fiindcă însăși Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne învață și ne spune că acest soi sau neam de demoni nu este decât cu rugăciune și cu post. Ceea ce mai târziu ucenicii, când s-au îmbrăcat cu harul de sus dumnezeiesc, s-au învrednicit să scoată demonii, să alunge, să vindece bolile și chiar umbra lor Apostolului Petru ne spune Sfintele Scripturi ale Noului Testament în cartea Faptele Apostolilor, că și umbra pe unde trecea Sfântului Apostol Petru vindeca pe cei care erau bolnavi și se atingeau de hainele lor, așa cum s-a atins femeia cu scurgerea de sânge
de pala hainei Mântuitorului Iisus Hristos. Vedem așadar, iubiții mei, că avem nevoie de rugăciune. Însă rugăciunea, ca să o putem practica într-adevăr să fie rugăciune, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Să invocăm pe Duhul Sfânt ca să intre și să se răsfrească într-un noi, așa cum zicem în rugăciunea: Împărate Ceresc, Mângâitor de Duhul Adevărului, vino și te sărășluiește într-un noi. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață. Deci vedem că prin Duhul Sfânt, dacă se sărășluiește în sufletele noastre, demonul fuge. Acolo unde este Duhul Sfânt, demonii fug și nu pot să se apropie de acel om. Chiar dacă patimile din interiorul său uneori îl chinuie și îl face să cadă, dar Duhul Sfânt nu-l lasă părăsit, că îl ajută să se ridice, să se pocăiască și să se îndrepte. Fiindcă numai prin puterea Duhului Sfânt omul se poate menține sănătos și întreg la minte în toată viața lui. De aceea, iubiții mei, Evanghelia de astăzi ne învață trei lucruri deosebit de importante pentru viața noastră creștină, a fiecăruia dintre noi. Mai întâi de toate ne învață Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi să ne rugăm. Apoi ne spune însăși Mântuitorul Iisus Hristos să postim. Ceea ce astăzi pentru lumea modernă pare un lucru foarte înapoiat când este vorba de post. Cum să postez că leșin de foame? Cum să postez să nu pot mânca carne și să mănânc numai fasole sau cele vegetale? Însă omul a uitat că atunci când a fost creat de Dumnezeu și pus Adam și Eva în rai, ce le-a poruncit Dumnezeu? Din toate semințele, din toți pomii și din toate fructele să mâncați. Iar de pomul cunoștinței binelui și a răului să nu vă atingeți, că în clipa în care veți gusta, cu moarte vă veți mânca. Nu le-a poruncit Dumnezeu, când a creat pe om, să mănânce carne de animale sau să mănânce pește din mare, sau să mănânce păsările care erau în rai, zidite toate pentru frumusețe. Însă vedem că odată cu căderea omului în păcat, s-a pervertit întreaga creație și omul a ajuns ca să mănânce animale, să le sfâșie. Iar fiarele sălbatice, care în rai erau prietene cu omul, acum au devenit fiare sălbatice și sfâșie pe omul, de care nu se poate apropia. Deși unii oameni sfinți și pusnici au îmblânzit fiarele sălbatice, au îmblânzit chiar și lei și tigri și leobarzi și au devenit slujitori credincioși, oamenilor sfinți, cu frică și cu credință de Dumnezeu, dar care nu mâncau decât doar ceea ce găseau în pustii, rădăcini, ierburi și fructe din pustie. Și trăiau cu toate acestea chiar 100 de ani, fără să aibă nevoie de doctor. Iată de ce, dragii mei, Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi vorbește de post. Că postul transformă trupul și îl subțiază de grăsimile pe care le poartă în pus. Și dacă îl subțiază, atunci rugăciunea este mai spornică și mai pătrunzătoare și care se poate apropia mai mult de Dumnezeu. Da? Însă vedem și al treilea lucru pe care îl învățăm din Evanghelia de astăzi, că este deosebit de importantă
rugăciunea pentru alții și rugăciunea bisericii pe care o face biserica pentru toată lumea și pentru toți oamenii. Fiindcă vedem că rugăciunea, biserica se roagă tot timpul cu rugăciuni pentru pace, pentru liniște, pentru boală, pentru tremur, pentru ploaie sau pentru când este prea multă ploaie, la Sfântul Maslu, taina Sfântului Maslu, pentru boală, pentru vindecare de bolile sufletești și trupești, care chinuie o mulțime de oameni. De aceea, dragii mei, aceste trei lucruri, dacă le învățăm și le punem în practică din Evanghelia de astăzi, vom vedea că viața noastră încet, încet se poate schimba. Vom vedea că din când în când ne va mai încerca demonul cu patimile și cu păcatele, dar va deveni din ce în ce mai mult și mai lungă perioada de abstinență, de la mâncare, de la băutură și de la patimile celelalte trupești, de la beție, de sfârâu, consumul de droguri și de superfiante și de tutun, care afectează astăzi o mulțime de oameni și le aduc asupra lor o mulțime de boli pe care unii dintre oameni trebuie să le poartă poate toată viața lor până la mormânt. Iată, dragii mei, că vedem din Evanghelia de astăzi că Mântuitorul Iisus Hristos, ca un părinte duhovnicesc, ca un părinte care iubește pe oameni, nu-i mustră cu asprime ca să-i spăimânte și să-i pedepsească, ci îi mustră cu blândețe ca să le atragă atenția că nu sunt pe drumul cel bun. De aceea se adresează în mod general, prima dată, zicând: o neamne credincioși îndărătni, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Atrăgându-le atenția că așa nu se poate merge la nesfârșit. Iar am văzut atunci când ucenicii l-au luat deoparte și l-au întrebat de ce noi n-am putut să facem, să scoatem pe demon și să vindecăm copilul, le-a zis: pentru puțina voastră credință. Deci aveau credință, dar puțină. Nu aveau credință suficientă. Așa cum nici noi, cei de astăzi, al patrulea lucru pe care îl învățăm din Evanghelia de astăzi, că nici noi nu avem astăzi credință suficientă. Și noi suntem tributari la capitolul acesta, fiindcă credința noastră este slabă. Și ce spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi? Că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, care este o semință mică, și veți zice muntelui acestuia: muse-te de aici dincolo, și se va face dacă veți crede, așa cum s-a întâmplat în istoria creștinismului cu Marcu Ascetul, un pusnic de 100 de ani, care atunci, după ce a venit în pustie peste 70 de ani, a întâlnit primul om care a venit să-l caute și să-l vadă. Și l-a întrebat dacă mai este credință în lume, după Evanghelie, cât un grăunte de muștar, ca să zică muntelui: mută-te de aici dincolo. Și când a zis pusnicul cuvântul acesta, muntele a început să se miște și să o ia la vale, în fața căruia stătea de vorbă cu acest pelerin. Și atunci pusnicul a strigat: stai, munte, pe loc, că nu cu tine am vorbit. Iată care este credința cea care poate să nu, deși nu munți. Dar ne întrebăm astăzi, care munți ne învață Evanghelia să-i mutăm? Oare ne învață să mutăm dealul ăstea, să le ducem în altă parte? Nici de cum. Noi avem în interiorul nostru niște munți ale păcatelor, niște munți ale mândriei și slavii de șar, niște munți ai încăpătânării, îngânfării, pe care nu reușim o viață întreagă să-i mutăm.
din loc și să-i scoatem afară. Să-i mutăm din locul unde stau ei și ne chinuie și ne fac viața grea și neliniștită. Acești munți ne cere Evanghelia să-i mutăm, ca să-i scoatem afară și să nu mai fim stăpâniți de mândrie, de slavă, de șartă, de invidie și de răutate, care asta stăpânește întreaga planetă. Iată, dragii mei, că Evanghelia de astăzi ne aduce aceste patru lucruri pe care să le învățăm toți și cu care să miruim și pe demoni și munții păcatelor și ale mândriei din noi, și cu post și cu rugăciune și cu smerenie vom putea să dobândim Împărăția Lui Dumnezeu. Așadar, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe toți Sfinții Lui, să ne întărească în credință, să ne dea credință atât cât putem noi, cât un grăun de muștar, nici nu avem nevoie mai mult. Să ne învețe să ne rugăm Duhul Sfânt cu adevărat și să ne învățăm să postim, fiindcă trebuie să știți că postul este cel mai bun leac pentru toate bolile trupești și sufletești. Și de mii de ani este certificat încă de popoarele hinduse și păgâne, care atunci când oamenii erau foarte bolnavi și nu se mai puteau ridica din pat, erau puși la post negru, fără nimic mâncare, 3-4 săptămâni și doar cu apă. Și după o perioadă de oarecare, trupul regenera și se vindecau și se ridicau de pe patru, unii chiar de pe patru de oameni. Iată ce face postul. Dar dacă mai adăugăm la post și rugăciune, dacă mai adăugăm la post și fapte bune, dacă mai adăugăm la post și milă și milostenie, dacă mai adăugăm la post și smerenie, atunci vom vedea că și din morți vom putea să înviem, dacă dorim cu adevărat acest lucru. Așadar, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului, să ne întărească în aceste lucruri, să ne dea putere ca să iubim păcatul și moartea și bolile care ne stăpânesc, spre slava Lui Dumnezeu și Împărăția Lui cea veșnică, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu,